Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Mehedinți, convocată de președintele Aladin Georgescu. Cel mai important punct pe ordinea de zi l-a reprezentat aprobarea bugetului județului pentru anul 2021. Investiții importante vor fi realizate în acest an în Mehedinți. Deși banii veniți de la bugetul de stat nu se compară nici cu bugetul anului trecut și cu atât mai mult nu se poate ridica la nivelul bugetului din anul 2019, care a fost unul foarte generos, Consiliul Județean va fi obligat să se descurce cu ce are și în același timp să continue investițiile în sănătate și infrastructură. Continuă investițiile importante, aflate în stadiu avansat de implementare, precum modernizarea și reabilitarea 12 km de drumuri județene, dar și reabilitarea și modernizarea clădirii principale a Spitalului Județean și a secțiilor exterioare. Un nou proiect pentru care Consiliul Județean dorește să atragă fonduri europene îl reprezintă reabilitarea altor 47 de kilometri de drumuri județene, precum Jiana Scăpău, Pătule Nicolae Bălcescu și Obârșa de Câmp Dârvari. Pe de altă parte, vor fi alocate fonduri pentru continuarea lucrărilor de amenajare a secțiilor de istorie, etnografie și artă populară din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, dar și pentru restaurarea piciorului podului lui Traian. De asemenea, vor fi reabilitate centre din subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței de astăzi au fost votate în unanimitate.